Iar dumneavoastră și acum sunteți foarte, trăiți foarte în actualitate. Aproape în fiecare săptămână lor de poziția ale dumneavoastră pe tot Știți de felul de... ce? Pentru că, și asta e alt argument, nu poți să trăiești în mijlocul unor nedreptăți, ale unor măgării pe care le-a, ale unor furturi, ale corupții, ale ororilor sociale, școlile mizerabile, spitalele mizerabile. În timpul ăsta vezi cum banii strânși prin taxe se duc pe averile lor și toate instituțiile astea elementare pentru bunul mers al societății se duc de râpă. Cum arată să nu-ți pese? Deci există și indignare pe lumea asta, există un sentiment al ceea ce se cuvine și ce nu. Când închizi ochii la așa ceva, nu cred că ești în regulă cu tine. Deci nu pot să mă abțin. Ce să vă spun? Nu pot dormi noaptea, cum se zice, liniștit, știind că am devenit complice prin tăcerea mea cu aceste lucruri. Când am văzut zilele trecute la dumneavoastră pe Hot News, ați dat un video cu un tavan de școală care se prăbușește și care e filmat de camerele puse pe de supraveghere ale școlii. Este un spectacol înspăimântător, de fapt. Ce citești în cele câteva secunde când vezi tavanul unui coridor de școală de 10-20 de metri prăbușindu-se în valuri? E gol coridorul. Îți spui așa, în spatele acestei povești stă o șpagă. Pentru că un tavan de școală proaspăt refăcută nu poate să cadă așa, decât dacă a fost făcut în bătaie de joc. Deci banii dați pentru treaba aia s-au împărțit. Au dat la o firmă care a fușerit lucrarea, au împărțit banii cu primăria. Dar și dacă mureau acolo 30-50 de copii care erau, ci în România trebuie numai să moară oameni ca lumea să se revolte? Au trebuit să moară oameni la colectiv ca să iasă lumea pe stradă? Păi după povestea cu acea imagine cu tavanul școlii care cade, nu trebuie să aștepți să moară copiii ca să te scoată în stradă. Ar trebui ca lumea să urle a doua zi și să spună: puteați să-mi omorâți copilul. Toți părinții din școala aia trebuiau să facă un tapaj enorm. Aici ne chemați? Asta e școala în care îmi chemați copiii mei? A fost liniște. A fost pace. N-au zis nimic. Trebuiau să moară 30 de copii. Aici suntem. Asta înseamnă a-ți face meseria de cetățean. Nu aștepta să petreacă orori ultime ca să încep să urli. Acolo e o grozăvie ce s-a întâmplat. Cine a făcut? Ce anchetă a început? Ce rezultate s-au dat despre locul ăla? Unde s-au dus banii? Cum a fost făcută lucrarea? Pentru inginer constructor, e o glumă să facă expertiza acelei povești. Știți vreo urmare? N-ați urmărit treaba. Deci, așa trăim mereu. Închidem ochii la tot ce se întâmplă în jur.